Ziua. Cred că s-au perendat mai mult deputați aici prin fața dumneavoastră. Da? Putem începe, da? Putem? La cât e o clipă? Clipa, de fapt, are 6 secunde, să consider. Un moment, o clipă, 6 secunde. Mărăm, dacă zic 2 până la 12, nu? Chiar nu. Eu știu clipa sau momentul, adică e 6 secunde. Asta. În 6 secunde trebuie să fac 1 și am deșteptat. Nu, depinde cine număr. Dacă numărul moldovan, știți că este... Da, că am bani cu cealaltă, știi că... Cred că m-am plecat să iau mielcul, dar mielcul țuști, da? Fugit, așa e cu momentul. Bine, glumă-i glumă. Am venit în fața noastră să vă prezint un proiect de lege, de fapt, de hotărâre, care prevede constituirea unei comisii de anchetă pentru elucidarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor. Eu am vorbit atunci în plenul Parlamentului despre când s-a prezentat propriu-zis raportul comisiei privind elucidarea fraudei bancare. Am spus că a ieșit la suprafață câteva lucruri foarte interesante, precum unele companii care au participat nemijlocit în atacurile Raider asupra băncilor, propriu-zis, se regăsesc și în anumite afaceri cu sindicatele, propriu-zis. Am văzut acest lucru după ce am citit câteva, pe parcursul mai multor ani, câteva articole interesante scoase la suprafață, tot de către voi, jurnaliștii, unde am văzut această legătură și a apărut și mai interesant atunci când acea comisie privind elucidarea fraudei bancare a avut lista celor care nemijlocit au fost implicați în această fraudă bancară și atunci vedem că o parte din patrimoniul sindicatelor propriu-zis a fost folosit și în procesul degajare atunci când s-au scos anumiți bani din sistemul bancar. De aceea, noi propunem acest proiect de lege privind, de hotărâre privind constituirea comisiei de anchetă în care să elucideze cum a avut loc procesul de înstrăinare a patrimoniului din proprietatea sindicatelor. Legea sindicatelor, articolul 25, alineatul 4, legea 1129 din 07-07-2000, stipulează foarte clar că patrimoniul sindicatelor este inviolabil, indivizibil și nu poate fi naționalizat, însușit, înstrăinat sau gestionat de alte persoane, inclusiv de autorități publice, fără acordul proprietarului. Astfel, înstrăinarea patrimoniului sindical pe parcursul mai multor ani, prin diferite metode, ridică numeroase semne de întrebare, inclusiv cheltuielile exagerate pentru salarizare angajaților, pun la îndoială activitatea de bază a Confederației Naționale a Sindicatelor, dar și felul cum au fost anumite bunuri din patrimoniul sindicatului înlăturat, cum anumite bunuri au fost înlăturate cu un preț diminuat de aproape 10 ori, precum a fost hotelul Cosmos vândut, apoi cu o anumită sumă a fost gajat cu o sumă de 6 ori mai mare, iar noi știm foarte bine că băncile de regulă când preiau un bun și îl gajează, ei îl evaluează numai mult de 4, îți oferă acel credit nu mai mare decât 40% din costul propriu-zis bunului, aceasta demonstrând că bunurile au fost nemijlocit, prețul lor diminuat de câteva ori pentru a fi deci vândut. Noi nu vorbim cu toate bunurile sindicatelor sau toți sindicaliștii au fost implicați, noi vorbim de conducerea sindicatelor în anumite perioade, au înstrăinat acest bun, aceste patrimoniuri, fără, deci, fiind implicați în diminuarea prețului acestora. De ce noi vrem crearea acestei comisii, să vedem dacă, mai ales când nemijlocit, ele se regăsesc și, v-am spus, în retrag sau atacul Raider, privind fiind gajate pentru atragerea unor bunuri și noi ne dorim ca să elucidăm și această cauză. Asta am vrut să vă spun și că mergem să registrăm acest proiect de hotărâre. Hotelul Cosmos a fost un asemenea bun. Casa Sindicatelor, un alt bun, da, care a fost înlăturat.
complexul sportiv Ionăști, da, cum se numește, sau Codru mai târziu. Cât mai multe din aceste bunuri care, dacă o să ridicați articolele din ziarul de gardă, anticorupție și alte, care dumneavoastră însuși le-ați scos la suprafață, nu altcineva, din păcate la noi poliția lucrează mai rău ca presa. Da? Și presa de investigație a scos la suprafață mai multe din aceste fraude care au fost făcute. Și ce e opinia voastră a fost implicată? Pentru a putea vedea cine a fost implicat, este nevoie crearea acestei comisii. Este necesar, da, de crearea acestei comisii, pentru să vedem foarte clar cine a fost în comisia de evaluare atunci când s-au evaluat acele bunuri, când au fost vândute, să vedem dacă a fost respectat procedura de evaluare și să vedem cine a fost persoana care a semnat vânzarea acestor bunuri. Vă mulțumesc, o zi bună în continuare. Thank you.